Sunteți pregătiți? Da. Da. Mai așteptați pe cineva? Nu. Sigur. Da. Putem începe, da? Băi, dar tu chiar nu te mai însori? Așa nu mai trebuie. Dacă n-ai vrea să fii, tu ești mai grav. Nu vezi cum ai o preghi de papă. Dacă le faci bine, să vezi că o făcut. Da, 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 e tot ok. E tot ok. Pa. Și să fie o tine de la fapt să facă la altă dată. Da, da. Abia aștept să o văd pe Andra. Nu i-am văzut rochia de mireasă încă. Să fiți fericiți. Să nu uitați un lucru, că fericirea nu vine de nicăieri din altă parte, fericirea voi doi vă faceți. Pentru ca să fiți fericiți, primul lucru este să doriți să fiți fericiți. Și sunt convins că această dorință există și ea există pentru că voi sunteți astăzi în fața ofițerului de stare civilă, unde ați venit să vă declarați dragoste veșnică. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Elena, Alexandra și Alexandru, nu mai aparțineți persoanei voastre, ci unul aparțineți celuilalt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă.
vestește robului Dumnezeu Alexandru, cu roaba lui Dumnezeu Elena Alexandra, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Povestea noastră a început cu un simplu bună. A continuat cu o ieșire la cafea. Și uite-ne aici, unul în fața celuilalt, jurându-ne că ne vom iubi mereu. De când ne-am cunoscut, am simțit liniște și sentimentul că vom putea face orice în viața asta. Mă simt mai frumoasă lângă tine. Da, știu acum ce vreau mai mult ca oricând. M-ai făcut a ta și vreau să avem cea mai frumoasă familie. Mulțumesc pentru tot, te iubesc! When I am down, then know my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence till you come and see.